Noi rămânem în platou, doamnelor și domnilor, pentru că se umple platoul de multă veselie, multă bucurie, cea pe care o emană atunci când cântă taraful fraților Pană. Petre Pană și taraful... Haideți, vă aștept cu mare drag! De altfel, sunt invitați pe care mi este drag să îi resalut și să îi revăd în platoul acestei emisiuni. Bucuria este și de partea noastră să revenim în acest studio unde am mai fost și de fiecare dată am fost întâmpinați cu multă căldură și plăcere. Există dragoste din partea noastră pentru că într-o familie fără dragoste lucrurile nu pot să meargă pe un făgaș normal. Și mai ales astăzi când atât de greu apărăm în fața publicului și această invitație ne-a creat așa o bulă de aer, de viață ca să venim din nou cu dumneavoastră împreună Valentina. În fața publicului. Eu vreau să vă mulțumesc, maestră, pentru că ați acceptat și într-un timp record invitația în cadrul emisiunii noastre. Am să vă rog să prezentați invitații dumneavoastră, taraful nostru. Cu mult drag. Familia dumneavoastră. Este orchestra fraților Pană și încep primul, fratele meu, Mandy Pană, la vioară. Bine ați venit la noi. George Udilă, la clarinet. Bună ziua și la mulți ani. Irie Fundament, la acordeon. Mulțumim pentru prezență. Pane Bubășteanu, la sambal. Dumitru Stănescu la contrabas. Și? Și fiica mea, Georgiana Pană, la noi. Mulțumim, Petrica. Am mai rămas și eu, Petrica Pană. Petrica Pană. Doamnelor și domnilor, exact în formula în care ne-au fost prezentați, vă invităm să-i ascultați acum și să ne bucurăm de prezența lor. Taraful fraților Pană, familiei Pană. Mulțumesc din suflet familiei Pană, tarafului Pană pentru acest cântec instrumental deosebit de frumos. Îi invit să rămână alături de noi pentru că spre deliciul nostru și al dumneavoastră cu siguranță vor acompania o parte din invitații care deja sunt la noi în platou.